Bună dimineața și mulțumim că ne-ați primit aici la dumneavoastră. Bună dimineața și eu vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Aș vrea, într-o primă fază, știți, totuși, bate la ușă, bat alegerile la ușă, alegerile europarlamentare. PMP Buzău, cum se pregătește pentru aceste alegeri? Așa este. Pe agenda noastră politică, într-adevăr, alegerile europarlamentare ocupă primul loc. După cum ați fost și media locală buzoiană informată, lista cu candidații partidului nostru a fost finalizată și depusă la Biroul Electoral Central. Cap de listă este președintele Traian Băsescu, un om cu expertiză, un om care poate să reprezinte România la nivel european la cel mai înalt standard și la cel mai înalt nivel. Este un om care poate să se bată pentru România, având câteva teme de interes național și european, din care am să exemplific numai câteva. Este vorba de creșterea subvenției la agricultură, care acum se află undeva la nivelul de 196 de euro, comparativ cu Franța, care se află la 400 de euro. Noi ne batem pentru a ajunge la același nivel, pentru că nu putem să fim competitivi pe piața europeană cu produsele agroalimentare dacă această subvenție, acest nivel al subvenției nu este egal pentru toate statele membre. Domnul președinte Traian Băsescu a promis atât nouă membrilor Partidului Mișcarea Populară, cât și tuturor producătorilor din România că se va bate cu sorți de izbândă pentru rezolvarea acestei probleme. Un al doilea punct din programul nostru este de anvergură europeană și se referă la navigabilizarea Dunării, pornind din portul Constanța. Pentru că în momentul în care România va intra în spațiul Schengen, principala poartă de intrare a tuturor importurilor din Asia și nu numai, se va face prin portul Constanța. Va fi prima poartă de intrare în spațiul Schengen a mărfurilor venite din China, în mod special, din Statele Unite. Și pentru a face mai ușoară deplasarea acestor produse, acestor mărfuri, către statele vest-europene, Dunărea ne va fi de mare folos. Și atunci, navigabilizarea ei este un prim pas pe care trebuie să-l facem, pentru că vasele de mai mică capacitate trebuie să pornească din portul Constanța, pe canalul Dunăre, până la Rin, Main și în Marea Nordului. Într-adevăr, proiectul este de anvergură europeană, va trebui și legislația de navigare să fie armonizată la nivel european și în momentul în care acest proiect va fi finalizat, România va avea foarte mult de câștigat pentru că știm foarte bine cam ce importuri de produse avem la nivelul european, la nivel european. De asemenea, domnia sa a promis că se va lupta pe acest mandat să rezolve această problemă. Poate că nu se va rezolva în acest mandat, dar cu siguranță va fi pe agenda ca un domeniu prioritar, pentru că și Europa are nevoie ca aceste costuri să fie cât mai mici. Vă dau un exemplu, navele mari transatlantice, dacă s-ar opri în portul Constanța, ar face o economie de cel puțin 3 zile de parcurs până în portul din Rotterdam sau Arnhem, ceea ce implică costuri de sute de mii de euro. Asta înseamnă economii la nivel european pentru costul produselor pe care noi le importăm. Și cu siguranță Europa va fi interesată de acest proiect. Mai avem și problema Republicii Moldova, unde nu ne va fi ușor, pentru că știm foarte bine cât de mult se opune Rusia la intrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană și atunci va trebui mai întâi să rezolvăm problema infrastructurii. Știm foarte bine că în Republica Moldova calea ferată are un altecartament și atunci și acolo va trebui să intervenim printr-un proiect european. Trebuie mai întâi să refacem, da, sau să facem o comunicare rutieră și pe calea ferată la nivelul standardelor Uniunii Europene și după aceea să discutăm și de integrarea Republicii Moldova sau, de ce nu, ceea ce noi avem, să zic așa, în atenție, unirea Republicii Moldova cu România.
Sunt proiecte mari, sunt proiecte, așa cum spuneam, de învergură europeană, pentru care noi ne vom bate și cred cu tărie că românii vor înțelege amploarea și învergura acestor proiecte și vor veni alături de noi, pentru că suntem singurul partid politic care pune în discuție aceste teme de o mare valoare și o mare importanță atât pentru România cât și pentru Europa. La întrebarea dumneavoastră, cum suntem noi pregătiți ca organizație județeană a Partidului Mișcarea Populară? După cum știți, organizația buzoiană a trecut printr-un moment mai puțin plăcut. Suntem în proces de întărire din punct de vedere al structurilor organizatorice la nivel județean. Am definitivat înființarea și întărirea organizației municipale. Avem o conducere interimară deja validată. Suntem pregătiți pentru a promova aceste proiecte pe care partidul nostru le are la nivel național și european. Am început campania de informare a buzoienilor și credem că o să facem o surpriză plăcută atât pentru partidul nostru cât și pentru cetățenii județului Buzău, pentru că proiectele noastre într-adevăr sunt de cea mai bună calitate și reflectă problemele cu care România în general și județul nostru în mod special le are și cu care se confruntă de ani buni. Că tot vorbeați de întărire a organizației județene. În prezent, cam care este situația în sensul câți membri aveți, aveți semnale, oamenii sunt atrași tot mai mult către această organizație? Din păcate, posibilitatea de a comunica mai repede și la o calitate mai bună a mesajelor noastre, a proiectelor noastre, este un pic limitată, datorită și resurselor pe care le avem. Și din această cauză, atragerea de membri de cea mai bună calitate are de suferit. Însă, noi am pornit o muncă de la om la om. Informăm cetățenii județului Buzău, îi motivăm și nu de puține ori îi convingem să vină alături de noi, pentru că toate problemele pe care noi le abordăm și le discutăm cu domniile lor sunt importante și înțeleg că fără implicarea tuturor în definirea unui scop, în întocmirea unui plan de acțiune și, cel mai important, în punerea lui în valoare, în implementarea lui, nu se pot face toate lucrurile astea decât dacă ne unim, decât dacă înțelegem importanța acestor acțiuni și încet, încet strângem rândurile și vom acționa în direcția în care noi propunem. Noi nu ținem neapărat să avem un număr foarte mare de membri fără să existe o evaluare. Deci toți membrii care vin către organizația noastră trec printr-o evaluare astfel încât ei să fie de cea mai bună calitate, pentru că proiectele pe care noi le avem implică atragerea de oameni de cea mai bună calitate. Și aici țin neapărat să vină alături de organizația noastră foarte mulți antreprenori. După părerea mea, în conducerea fiecărui partid politic, pe lângă oamenii politici, diplomații, care într-adevăr au rolul și rostul lor în orice partid politic, trebuie să facă parte și antreprenori, oameni cu un simț practic foarte bine dezvoltat. Pentru că de economia României trebuie să se ocupe acești oameni. Ei înțeleg cel mai bine cum funcționează o economie. Ei știu cel mai bine să întocmească un plan de acțiune și ei au priceperea necesară ca acest plan de acțiune să fie implementat. Altfel, vom avea aceleași rezultate pe care le avem de 30 de ani încolo. Deci, după părerea mea, și acum fac un apel către buzoieni, să înțeleagă nevoia pe care o avem cu toții, nu numai Partidul Mișcarea Populară, ci întreaga societate buzoiană și întreaga societate românească, de a ne implica în toate activitățile vitale, în toate domeniile care țin, da, de bunăstarea și de traiul nostru în cele mai bune condiții. Altfel,
nu vom reuși să ieșim din situația în care ne aflăm în acest moment. Pentru că tot mi-a spus de acest lucru, știu că aveați un proiect la un moment dat pentru a scoate satul românesc din faliment. La ce stadiu se află în prezent? Ei, probabil că aveți anumite probleme pe care le întâmpinați, dacă puteți să-mi spuneți. Așa este. Înainte de a accepta propunerea domnului președinte Eugen Tomac de a prelua conducerea interimară a acestei organizații, eu am pornit, este adevărat, într-o activitate privată, într-o acțiune de a identifica cele mai bune metode prin care putem eficientiza activitatea din gospodăria țărănească și implicit de a dezvolta satul românesc. Am experimentat aceste activități aproape 6 ani și bineînțeles că am identificat problemele cu care se confruntă micul producător, dar și soluții, am găsit și soluțiile pentru a rezolva aceste și a elimina aceste probleme. Am făcut un plan de acțiune, mai întâi am definit scopul, care este, spun eu, de o înaltă ținută morală, care spune cam așa: ridicarea satului românesc treaptă cu treaptă pe cele mai înalte culmi ale succesului și dezvoltării în toate domeniile vieții. Este un plan care trebuie să fie pus în valoare, pentru că satul românesc are nevoie acum, mai mult ca oricând, de implicarea întregii societăți românești. Pentru asta avem nevoie de modificarea legislației. Un prim pas l-am făcut anul trecut împreună cu oamenii politici, cu senatorii și deputații din Parlamentul României, care au înțeles nevoia de a modifica legea cooperației, legea 566, o lege care nu este perfectă, este perfectibilă, dar cel mai important pas s-a făcut și acum avem posibilitatea să ne asociem, pornind de la gospodarul care activează în baza atestatului de producător, deci inclusiv cel care produce în baza atestatului de producător, mergând mai departe către persoane fizice autorizate până la persoanele juridice, toate aceste entități se pot asocia în cooperativă în conformitate cu legea 566. Până aici totul funcționează perfect, însă mai avem un obstacol. Este vorba de legislația sanitar-veterinară, pentru că dacă noi vrem să producem și să vindem produse agrozootehnice, avem nevoie ca și legislația sanitar-veterinară să fie armonizată în conformitate cu legea 566, legea cooperației, pentru că altfel există un blocaj și vă dau un exemplu. În baza atestatului de producător, micul producător, gospodarul, nu poate să vândă produse zootehnice către cooperativă. El va trebui să se autorizeze minim ca persoană fizică autorizată, ceea ce implică autorizarea la Registrul Comerțului cu toate actele contabile, raportări lunare și așa mai departe. Treaba asta nu face altceva decât să blocheze accesul și posibilitatea să se dezvolte acest mic producător. Și atunci noi am cerut președintele Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și chiar și domnului ministru al Agriculturii să modifice ordinul 16, pentru că este un ordin de președinte de Autoritate Națională Sanitar-Veterinar, ordinul 16/2010, unde ne spune la condițiile de autorizare a exploatației de tip A, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană care vrea să își autorizeze o astfel de exploatație. Și acolo trebuie să modificăm acest paragraf în care să spunem că poate să devină, poate să autorizeze o astfel de exploatație și persoana fizică în baza atestatului de producător. Și atunci s-ar debloca această activitate, pentru că legea 566 permite ca acest producător să se asocieze, să devină membru într-o cooperativă. Legea sanitar-veterinară îi va permite să vândă produsele zootehnice în baza atestatului de producător autorizat pe această exploatație de tip A, să-și vândă produsele zootehnice către cooperativă, și atunci el va deveni furnizor de materie primă pentru această cooperativă, care se va ocupa de procesarea materiei prime pe care micul producător o va furniza și după aceea va vinde către consumatorul final un produs finit de cea mai bună calitate. Deci iată că există încă un blocaj. Din luna octombrie anul 2018
facem demersurile ca acest lucru să se întâmple și până acum, din păcate, nu avem un răspuns favorabil. S-a creat și un grup de lucru la nivelul Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și încă așteptăm o poziție care să deblocheze această situație ca noi, producătorii, să ne putem rapid organiza și să începem producția și procesarea pe această formă de asociere prin legea 566. Păi ce justificare au de spuneți că nu? Eu am avut o discuție directă cu domnul președinte și al Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și domnia sa mi-a precizat că nu poate să controleze calitatea produselor dacă acest mic producător va avea posibilitatea să vândă în baza testatului de producător și să fie autorizat pe exploatație de tip A, iar eu i-am adus ca argument că nu există niciun risc pentru că toate produsele zootehnice pe care micul producător le va vinde nu se va întâmpla în mod direct către consumatorul final, ci va trece prin această cooperativă. Cooperativă care este persoană juridică și care se va ocupa ca acea producție, acea materie primă să fie de cea mai bună calitate și să treacă prin aceste centre de procesare, astfel încât produsul finit să fie controlat, verificat și de cea mai bună calitate, astfel încât consumatorul final să nu fie pus în pericol, sănătatea consumatorului final să nu fie pusă în pericol. Deci nu există niciun fel de risc pe această structură organizatorică. Membru cooperator să fie autorizat în baza testatului de producător pe exploatație de tip A și cooperativa să proceseze și să vândă produsul agrozootehnic. Credeți că există anumite interese de se tot împiedică sau se tot tergiversează un răspuns clar? Îmi este greu să fac astfel de afirmații. Nici nu am la îndemână, să zic așa, o metodă prin care aș putea verifica, nici nu intră în atributul meu lucrul ăsta. Eu am strict interesul de a ajuta gospodarul, da, și a crea aceste condiții prin care micul producător să se poată organiza și să facă performanță, crescând valoarea gospodăriei și implicit a statului românesc și noi împreună să putem să dezvoltăm această activitate astfel încât pe piața din România să avem poate nu 100% produse românești, dar măcar 70-80%. În momentul de față importăm aproximativ 80% din ce mâncăm. Ceea ce e tragic, în condițiile în care avem cel mai bun pământ din Europa, avem oameni pregătiți pentru a face aceste activități, pentru a produce și a procesa aceste produse agrozootehnice. Ne mai trebuie un cadru legislativ care să ne permită treaba asta. Și atunci totul s-ar debloca și am devenit din ce în ce mai puternici, până când vom sta la aceeași masă cu mari producători și procesatori din cele mai puternice corporații ale lumii. Care este mai exact acum problema dintre micii producători și cei care mari producători, dar nu mă refer la corporații, în țară? Există la un moment dat o problemă în ceea ce privește prețul pe care îl au micii producători față de ceilalți care încearcă să se dezvolte. Da. Și că aici se ajunge la un moment dat un fel de sabotaj. Așa este. Piața agroalimentară din România nu este una foarte bine reglementată. Pot să spun că este una chiar haotică, pentru că noi în România avem trei sisteme de creștere animalelor și păsărilor. Practic, baza, da, formele care asigură materia primă pentru procesatori. Există exploatațiile comerciale profesionale, există exploatațiile non-profesionale și această exploatație comercială de tip A pentru care eu mă bat să poată să fie pusă în valoare, care ar rezolva toate aceste probleme de care discutăm. Avem exploatațiile comerciale profesionale care fac o treabă extraordinară pe creștere de păsări, da? Pentru carne, pentru găinăutoare, vaci pentru lapte, bovine pentru sacrificat, ovine și așa mai departe. Fac o treabă foarte bună, s-au capitalizat, au făcut o tehnologie destul de bună, da? Și în momentul de față fac performanță. Numai că avem o problemă și problema asta este sezonieră. În momentul în care apare perioada caldă, în primăvară, producția din gospodării crește pe toate domeniile, pornind de la găinăutoare, pui pentru carne, lapte, legume, fructe. Ei, neavând o structură care să le permită să încorporeze în prețul produsului finit, prețul cu
pe produsul cu care ei vin pe piață, în care să introducă și costul cu energia electrică, cu toate utilitățile, cu furajul, munca. Niciodată un gospodar nu prinde în prețul produsului său costul muncii, activității pe care familia o desfășoară. Și atunci ei vin pe piață cu un produs care nu reflectă un cost corect. Din dorința de a reuși să mai... Nu din dorința, din nevoia și din această situație gravă în care gospodarul se află, de a reuși să mai supraviețuiască încă un an. Ei, situația asta nu face altceva decât să bulverseze și mai mult piața produselor agroalimentare. Acest producător, această exploatație comercială profesională are de suferit, pentru că are un concurent intern destul de puternic și, repet, în perioada asta de sezon. El are de suportat atunci costul produsului său este mult mai mare decât costul produsului din exploatația non-profesională și atunci el nu mai poate vinde. Nemaiputând să vândă, are o problemă cu gestionarea afacerii din exploatația respectivă. Trebuie să apeleze la împrumutul de la bancă pentru a reuși să supraviețuiască, până când scad produsele din gospodăriile non-profesionale, din exploatațiile non-profesionale. E, pe acest climat, sau în acest climat, se creează condițiile perfecte să vină, da, din import produse cu un preț și mai mic, pentru că discutam la început de subvenția pe care o au statele vest-europene și implicit costul de producție este mult mai mic. Costul pe produsul finit, de asemenea, este mai mic. Și atunci apare această concurență neloială și din exterior. Și în condițiile date, noi ne batem aici, în interiorul României, prin aceste activități pe care le facem nereglementate și se creează acest climat perfect pentru ca marile corporații să vină cu produse la un preț mai mic și calitatea pe măsură. Ce este de făcut? Propunerea pe care noi o facem este cea subliniată și mai devreme. Posibilitatea ca acest gospodar care activează în exploatațiile non-profesionale să vină în cooperative, prin autorizarea lui în exploatații comerciale de tip A, cooperativa va prelua toată materia primă, o va procesa și va veni pe piață cu un cost de producție corect. Pentru a nu mai pune în pericol pe cel cu exploatația comercială profesională, el să-și facă treaba foarte bine și să se dezvolte, pentru că el este singurul în măsură să facă față marilor companii, marilor corporații care vin cu produse agroalimentare din exteriorul României, și atunci se va crea un echilibru. Dorința noastră este să ne așezăm la aceeași masă cu marile corporații, pentru că așa este corect. Putem să colaborăm, nu suntem împotriva nimănui. Trăim într-o Europa unită, trăim într-o piață comună, există o economie de piață, vrem să fim și noi la fel de competitivi ca și marile corporații, vrem să stăm la aceeași masă, vrem să discutăm, să negociem niște condiții de colaborare, de cooperare corecte. Pentru că așa trebuie să se întâmple într-o Europa unită, într-o Europa în care toți dorim să trăim mai bine. Pentru asta avem nevoie ca și legislația de care vorbeam mai devreme să ne sprijine. Noi avem, da, iată, scopul bine definit, avem planul de acțiune, avem măsurile foarte bine subliniate, da. Așteptăm să fim sprijiniți pentru a le pune în valoare și atunci nu va mai exista niciun conflict, da, pe piața din România, pentru că toți vor fi foarte bine organizați și vor reuși să facă față concurenței pe care o avem atât din exteriorul Uniunii Europene, cât și din interiorul ei. Numai așa vom reuși să salvăm satul românesc, să salvăm producția agrozootehnică din România și să devenim competitivi. Iar Partidul Mișcarea Populară susține aceste demersuri. Facem pași importanți, numai că avem nevoie, iată, prin votul de la alegerile europarlamentare din 26 mai, după aceea să ne întărim organizațiile în teritoriu, să venim, să ne batem pentru punerea în valoare acestor proiecte. Și ușor, ușor, toate aceste inițiative ale noastre vor deveni realitate și în final România va prospera. În final românii vor trăi mai bine aici, acasă, în România. Eu vreau să mai subliniez un lucru. Nu se poate face performanță
pentru că există acest climat, dacă nu avem aceste activități și în zona politicului. Eu vin din zona antreprenoriatului. Am luat decizia să intru în această activitate politică pentru că mi-am dat seama că nu se poate obține cele mai bune rezultate dacă nu suntem implicați și în zona decizională și în zona politico-administrativă, pentru că sunt strâns legate aceste activități ale noastre. Și am să vă mai dau un exemplu să întăresc ceea ce afirm. Pentru a ne dezvolta în zona rurală, că tot am abordat subiectul satului românesc, noi putem să înființăm ferme, conform legislației europene, la minim un kilometru de ultima locuință, dintr-o comunitate rurală. Pentru asta avem nevoie de o infrastructură. Trebuie să avem energie electrică, trebuie să avem gaz, drum asfaltat, canalizare, apă potabilă, apă curentă. Toate costurile cu aceste utilități trebuie să le suporte autoritatea publică locală, pentru că sunt costuri foarte mari. Cum se poate face lucrul ăsta? Se stabilește o platformă agrozootehnică la marginea comunității rurale, așa cum spune legislația europeană, la minim un kilometru. Se face un plan urbanistic general pentru că este nevoie ca nimeni să nu mai construiască locuință în acest perimetru, după care primăria, da, Consiliul Local, Autoritatea Publică Locală poate să facă un proiect cu accesarea de fonduri europene, astfel încât aceste investiții să poată fi decontate din banii europeni. Există aceste măsuri pentru aceste investiții, pentru că noi, antreprenorii, noi fermierii, putem să accesăm fonduri europene, dar ele sunt decontabile de la poarta fermei în interior. Până la poarta fermei nimeni nu ne decontează un euro. Și atunci, dacă nu există această colaborare, această cooperare între autoritățile publice locale și antreprenori și fermieri, niciodată nu vom reuși să facem aceste ferme, lucru care se întâmplă în România acum. Nu există, sau poate că sunt câteva comune din România care au reușit să facă lucrul ăsta. Dar trebuie urgent să ne implicăm și în activitatea politică, să trimitem în consiliile locale oameni competenți, oameni care au aceste inițiative sau oameni care înțeleg importanța acestor inițiative, astfel încât consiliile locale respective să ia decizii prin hotărârile de acolo, astfel încât aceste platforme agrozootehnice să fie rapid înființate, ca fermierii, ca antreprenorii să poată rapid accesa fonduri europene să înființeze fermele de care noi avem nevoie. Deci iată că activitatea politică este importantă și este numai un exemplu. Pot continua pe ore în șir de discuții aceste exemple, pentru că sunt strâns legate, repet, activitatea politică, pentru că ea trebuie să legifereze cu această activitate antreprenorială în toate domeniile importante din societatea noastră. Spuneați de costurile pe care trebuie să le suporte administrația locală. Știm foarte bine că multe dintre ele nu stau foarte bine din punct de vedere financiar. Nu prea știu cum se va putea rezolva. Nu stau foarte bine pentru că nu accesează fonduri europene. Avem la dispoziție atât de multe măsuri și atât de mulți bani încât am putea să rezolvăm toate aceste probleme. Singura problemă pe care o avem este din punct de vedere al resursei umane, pentru că primarii, la consiliile locale, ar trebui să facă demersurile necesare și să atragă și să angajeze în instituțiile respective oameni foarte bine pregătiți. Avem tineri excepționali, îi lăsăm să plece peste graniță. De ce nu îi atragem? De ce nu îi plătim bine? De ce nu îi folosim în interesul comunităților noastre? Da, într-adevăr, ca să accesezi banii europene, îți trebuie un pic de știință de carte. Nu se poate altfel. Pe Europa nu o poți păcăli în vreun fel. Și atunci ai nevoie de niște proiecte foarte bine făcute, iar aceste proiecte trebuie să fie făcute, pentru că altfel nu e posibil, de oameni foarte bine pregătiți. Avem în România oameni foarte bine pregătiți. Dovadă stau rezultatele excelente din zona privată, unde oamenii într-adevăr se dezvoltă. Dar mai avem nevoie și de un cadru legislativ care să ne permită treaba asta. Vorbind atunci despre micii producători, totuși în discuțiile pe care le-ați avut în decursul celor 6 ani cât ați făcut acest proiect, care este răspunsul lor? Sunt interesați? Se implică? Există vreo teamă din partea lor?
Vă mărturisesc că am fost foarte bine primit, deși la început eram sceptic că mă va primi, iată exemplu de mai devreme, domnul președinte al ANSVSA-ului. M-am gândit, domnule, o să fac un demers, dar cu siguranță o să stau pe la ușă cu zilele. Nu, n-a fost așa, m-a primit chiar de a doua zi. Am discutat cu domnia asta mai bine de 30 de minute. A înțeles perfect. Mi-a spus că da, am dreptate după ce am explicat modul în care văd eu această activitate, fapt pentru care în aceeași zi mi-a și dat pe cineva, un director dintr-un departament din cadrul ANSVSA-ului, cu care am început aceste discuții. Am creat acest grup de lucru. Nu înțeleg de ce nu se finalizează. Adică deschiderea a fost totală. Comunicarea a fost foarte bună. Ne potignim în luarea deciziei. Nu știu motivul pentru care nu se ia această decizie. Poate că e nevoie de mai o evaluare mai atentă. Nu știu, să consulte mai mulți factori implicați. Nu am aceste date, numai că eu am rezultatul. Nu s-a rezolvat până în acest moment solicitarea noastră. Legat de această cooperativă agricolă, îmi spuneați la un moment dat sistemul ei. Puteți să mi le explicați mai exact cam ce implică aici? Da, acest model pe care eu l-am prezentat grafic aici este făcut pentru o altă inițiativă de-a noastră, pentru că acum se negociază pe Comisia de Agricultură din Parlamentul European și negocierea are loc între Ministerul Agriculturii și această comisie, noua strategie de accesare a fondurilor europene pe sesiunea 2021-2027. Se discută intens ca fiind cea mai agreată formă și cel mai bine sprijinită, cea mai sprijinită formă din punct de vedere al cuantumului sprijinului european ar fi această cooperativă. Deci foarte mulți bani europeni vor veni pe această formă asociativă. Se discută că vor ajunge până la 90% sprijin european și 10% partea cooperative, să spun așa, cofinanțarea. Un lucru extraordinar de bun. Suntem de acord cu această strategie pe care Ministrul Agriculturii o are. Ne va fi de folos pentru că acest mod de a ne asocia, într-adevăr, reflectă nevoile pe care le avem și va rezolva în totalitate problemele din satul românesc, numai că noi mai vrem ceva. Nu vrem numai ca această cooperativă să beneficieze de cei 90% sprijin european, ci și membrii cooperatori să aibă aceleași drepturi și în același cuantum, pentru că acești membri cooperatori gravitează în jurul cooperativei. Ei, după modul în care eu am gândit această cooperativă, ca ea fiind o cooperativă cu activitate integrată și ideal ar fi să fie și mixtă pentru a avea profit pe toată perioada anului, dar asta rămâne de văzut fiecare organizator de o astfel, inițiator de o astfel de acțiune va decide cum îi este mai bine. Dar dacă ea va funcționa așa, membrii cooperatori trebuie să fie furnizorii de materie primă. Și am definit ouă, pui pentru carne, vaci pentru lapte, da, legume, fructe și așa mai departe. Toată gama de produse agrozootehnice de bază. Membrii cooperatori furnizează această materie primă către cooperativă. Cooperativa va avea centrele de procesare, fabricile de prelucrare și procesare, va transforma materia primă în produs finit, după care le va vinde magazine proprii și către terți, inclusiv mari retaileri. Dacă această cooperativă poate să acceseze fonduri europene până la 90% finanțare europeană, se va dezvolta foarte bine. Va investi în construirea de fabrici de procesare lapte, de abatoare de sacrificat și așa mai departe. Dar și membru cooperator trebuie să facă același lucru, pentru că el este furnizorul de materie primă. Dacă am o fermă de creștere a vacilor pentru lapte, de asemenea trebuie să investească în acea exploatație de care vă spuneam mai devreme, la marginea comunității rurale. Și acolo, într-adevăr, există nevoie de foarte mulți bani europeni. Dacă avem finanțare de 90%, cu siguranță foarte mulți producători vor fi dispuși să se asocieze în cooperative, adică avem un argument foarte bun și va fi gata să investească în construirea de ferme. Și atunci cooperativa va avea niște furnizori de materie primă foarte bine dezvoltați, foarte bine integrați în această structură și cu siguranță va fi competitivă nu numai pe piața românească, ci și cea europeană. Într-adevăr, dacă lucrurile așa vor sta și vom negocia
poate la început între noi, producători, și Ministrul Agriculturii și Ministerul Agriculturii, și după aceea domnul ministru, da, și Ministerul Agriculturii să facă aceste discuții la nivelul Comisiei Europene. Cu siguranță lucrul ăsta se va rezolva. Este un moment oportun acum, pentru că în aceste momente sunt discuții pe această temă, se negociază acest regulament pe care noi vrem să, sau la care și noi vrem să participăm și să discutăm, să ne spunem problemele cu care ne confruntăm aici și poate în final strategia pentru 2021-2027 va cuprinde toate aceste nevoi ale noastre și atunci vom avea cele mai bune șanse să ne dezvoltăm și să devenim competitivi. Așa cum spuneam, și în România, deci, dar și în plan european. Deci, ar putea să aibă șanse, ca să zicem așa... Cu siguranță, da. Ceea ce privește. Îmi spuneați la un moment dat, sau nu știu, credeți că dacă nu există unitate, pentru că și aici ne referim la unitate între producători, ar putea sau ar exista riscul ca micul fermier să dispară, fiind înghițit de corporații? Risc există oricând, pentru că, după cum vedem, mai întâi au dispărut micii proprietari de terenuri, din diferite motive pe care nu le analizăm acum. După aceea ne-am organizat în exploatații mici și au devenit din ce în ce mai mari. Da, această situație există. Tocmai de aceea eu susțin și voi promova și voi milita ca aceste investiții să se facă pe formatul ăsta. Neapărat să înființăm cooperative. Dar în cooperative, membru cooperator trebuie să aibă un rol foarte bine definit. Adică ceea ce spuneam mai devreme, cu această finanțare europeană de 90%, așa cum vine pe dezvoltarea cooperativei, să vină și pe membru cooperator, are un rost. Toate aceste discuții pe care noi le facem au un rost foarte bine definit, pentru că poate să existe în viitor riscul ca această cooperativă să fie cumpărată. Membrii cooperatori pot decide lucrul ăsta. Și atunci, dacă membru cooperator nu se dezvoltă, nu devine puternic, nu conștientizează cât de importantă este această asociere, cam cât de bine îl va ajuta pe el și pe familia lui în viitor acest mod de a face performanță în zona asta de producție agrozootehnică, va fi ușor de convins să-și vândă acțiune din cooperativă. Pentru că el o să spună, oricum o duc greu. Exploatația mea nu s-a dezvoltat. Cooperativa într-adevăr a crescut, dar nu e bunul meu, este bunul tuturor membrilor. Și dacă are o ofertă bună de la un potențial cumpărător, cu siguranță el o va accepta. Pentru că să spună, o să o duc mai bine 10 ani, 20 de ani. Dar și atunci va fi, în viitor. Nu are această capacitate de a evalua lucrurile pe termen lung. Pentru că, din păcate, și educația noastră a românilor este un pic deficitară aici. Am crescut, am fost educați majoritatea într-un sistem socialist, fără să cunoaștem în detaliu această mentalitate capitalistă. Pentru că, într-adevăr, investițiile sunt pe termen scurt, mediu și lung. Ceea ce noi punem acum, da, ca și plan de acțiune, nu culegem, nu au menirea, da, acest plan de acțiune să culegem roadele imediat, ci ele au, da, dacă vreți, un parcurs pe termen mediu și lung. Și atunci, dacă investim așa cum am spus, acest membru cooperator nu va mai vinde, pentru că el o să vadă cam ce beneficii are din această asociere, cât de mult a sprijinit pe el Europa în acest format, da, în acest mod de a face activitate și cât de bine o să-i fie lui și familiei lui în viitor dacă va rămâne în această formă asociativă și se va dezvolta. Da, și la nivelul întregii României, dacă lucrurile vor funcționa așa, România va conta pe piața europeană și nu numai. Și vom salva mai întâi satul românesc și după aceea România va fi prosperă și va avea, da, la bază, ca infrastructură, niște entități sănătoase cu rezultate excelente pe termen mediu și lung. Din ce ați văzut dumneavoastră așa la nivelul județului Buzău, unde stăm foarte prost în ce privește agricultura sau zona zootehnică? Din păcate și aici avem, dacă vreți, aceleași rezultate
pornind de la mentalitatea noastră a românilor. Este foarte greu să convingi un producător să se asocieze. Este o mentalitate, repet, deficitară, dar prin puterea exemplului, prin rezultatele pe care le-am obținut până în acest moment, prin această formă asociativă, pentru că există foarte multe activități și la nivelul județului Buzău, de producători care s-au asociat prin diferite forme și au făcut performanță, deci folosindu-ne de puterea exemplului, plus legea 566, care are un sprijin de la stat destul de consistent, iarăși un argument foarte bun, dacă reușim să modificăm și legea sanitar-veterinară de care vă vorbeam mai devreme, iarăși încă un argument, iar argumentul forte este acesta, dacă vom reuși să convingem Ministerul Agriculturii să ne sprijine cu acest aport al Uniunii Europene de 90%, inclusiv pe membru cooperator, va fi, și eu sunt sigur, cel mai important argument, da? Și toate la un loc vor constitui, să spun așa, principalul factor de convingere a micului producător să se asocieze. Deci, pe de o parte, avem o mentalitate deficitară în zona asocierii, pe de altă parte, avem, poate pe bună dreptate, și o reticență în a da curs inițiativelor politice. Noi ne confruntăm cu acest lucru în teritoriu. Mergem și spunem, suntem de la Partidul Mișcarea Populară și uitați ce proiect avem. Și bineînțeles că răspunsul într-o primă etapă este negativ. După ce intrăm în detaliu și le povestim și le demonstrăm cu faptele pe care le avem până acum, că nu există o altă cale decât această unitate, da, să spun așa, între activitatea politică și cea economică, această simbioză, pentru că altfel nu vom reuși să ne dezvoltăm, cel puțin în zona rurală. Oamenii înțeleg. Și într-adevăr, sunt câțiva producători care vin alături de noi, avem și fermieri cu suprafețe destul de mari în zona de cultură de cereale. Înțeleg importanța acestui mod de a face activitate politică și economică și antreprenorială și ușor, ușor reușim să convingem, luăm comună cu comună. Este un parcurs într-adevăr greu, dar nu ne grăbim. Avem suficient timp să facem lucrul ăsta, dar să-l facem foarte bine. În momentul în care într-o comună am rezolvat o structură politică, dar pe această colaborare din zona economică, acolo vom face performanță și nu pe un an, doi sau un mandat, pe zeci de ani de acum încolo. Pentru că așa trebuie să acționăm, din aproape în aproape, dar cu o infrastructură foarte bine pusă la punct, astfel încât performanța să poată fi făcută în fiecare comună și în fiecare oraș și municipiu din județul Buzău. Vorbind despre acest proiect Renașterea Satului Românesc, ar putea să ajungă unul național, nu? Desigur, scopul ăsta e. Când am definit și prezentat mai devreme scopul pe care îl avem, ridicarea statului românesc, inițiativele noastre pot fi multiplicate la nivel național, chiar și modificarea acestei legislații. Ea nu se referă la o acțiune sau a unui antreprenor sau o acțiune la nivelul județului Buzău. Nu. De această modificare a legislației vor beneficia toți producătorii din România. Iar acest mod de a face performanță pe care noi l-am experimentat și pe care încercăm să-l promovăm prin toate canalele media, pot fi multiplicate, pot fi aplicate în orice zonă din România, pentru că această cooperativă cu activitate integrată mixtă rezolvă problemele tuturor producătorilor, indiferent de zona în care ei se află. Este un mod verificat, un mod demonstrat cu cifre că se poate face performanță și în România, în mediul rural, pe această abordare, pe acest mod de a ne organiza și de a desfășura activități. Deci această cooperativă să se facă pe județe, practic? Sau v-ați gândit să fie și pe anumită zonă, gen sud-est? Nu trebuie să fie o singură cooperativă, pentru că legea ne permite mai multe tipuri de cooperative. Dacă vreți să aflați punctul meu de vedere, eu îmi doresc ca în fiecare comună din județul ăsta să existe cel puțin o cooperativă. Pentru că legea ne permite o a treia categorie de cooperativă, este cooperativa de tip 3, unde ne permite să ne asociem cooperativele între noi. Și atunci
De exemplu, avem o cooperativă care produce legume la Glodeanu Sărat. Uh-huh. Avem o cooperativă care va produce brânză de oi în zona Berca, de exemplu. Da, mai avem o cooperativă care produce produse de carmangerie în zona Pleșcoi și așa mai departe, pe fiecare categorie de produs în parte. Dacă nu există această deschidere pe o cooperativă mixtă să le facă pe toate. Și atunci dacă avem bazine legumicole, avem bazine pomicole, viticole și așa mai departe, câte o cooperativă în fiecare zonă în funcție de specificul activității. Și atunci toate aceste cooperative, sau mă rog, o parte din ele, se vor uni, da, pe aceea categorie de tip 3, și împreună vor avea depozite și vor putea contacta mari retaileri, o să deschidă magazine proprii pentru că este obligatoriu să facă lucrul ăsta și vor deveni atât de puternice și vor avea produse și cantitativ și calitativ atât de suficiente încât să poată să contacteze mari retaileri și să fie principalii lor furnizori de astfel de produse. Deci cam asta ar trebui să fie abordarea, să nu există o cooperativă la nivelul unui județ, pentru că va fi atât de stufoasă și atât de greu de controlat, încât este posibil să se blocheze. Și atunci este bine ca aceste cooperative să fie cel puțin una pe fiecare comună, după care să treacă la următoarea etapă, să se asocieze între ele și împreună să poată să dezvolte. Și pe când un magazin propriu, ca să spunem așa? Da, în Buzău, în județul Buzău, într-adevăr, s-a făcut campanii de informare și noi, din zona privată, am făcut lucrul ăsta, atât eu m-am implicat în acest proces. Probabil că ați și văzut prin oraș și prin comunele din județul Buzău, avem niște panouri care prezintă în detaliu cum ar trebui să fie structurată și organizată o astfel de activitate. Direcția Agricolă, de asemenea, a început o campanie destul de eficientă de informare și de motivare a producătorilor să se asocieze în cooperative și, într-adevăr, au început să se înființeze. Cred că de la începutul anului până acum sunt vreo 6 cooperative în proces de înființare. Și eu am o astfel de cooperativă, dar după modelul prezentat cu activitatea asta integrată, mixtă, apreciez că până pe 10 aprilie deja o să ne iasă actele de la Registrul Comerțului, suntem în faza de înregistrare a ei. Și cu puțin noroc până în Paște o să avem primul magazin al acestei cooperative. Cooperativa se numește Cooperativa Agricolă Unirea Satelor Buzoiene. Am dat și un semnal, să zic așa, de unitate și de a stimula, să zic așa, asocierea producătorilor. Și, repet, cu puțin noroc vom avea primul magazin al acestei cooperative în Buzău. Până deci chiar în Paști, sperăm noi, da. Primul magazin va fi și aici. Și celelalte care s-au înființat, în ce zone sunt? Avem pe Glodeanu Sărat cu legumicultură, mai avem zona de munte pe producția de lactate și în zona de lapte de vacă, dar și pe oaie. Avem și în zona Pietroasele pe viticultură. Deci oamenii înțeleg nevoia de asociere și modul prin care se poate face performanță chiar prin aceste modalități de sprijin pe care Ministerul Agriculturii le-a luat în calcul cu acest sprijin european de până la 90%. Poate un ajutor este și faptul că oamenii, consumatorii, sunt par să fie tot mai receptivi față de tot ce este tradițional și românesc. Deja nu prea mai apelează la produsele din import, din ceea ce am văzut. Așa este. Există din partea consumatorilor, cel puțin în zona noastră, a Buzăului, unde eu desfășor activitatea asta de 6 ani, există receptivitate. Și asta ne dă încredere. Buzoienii au înțeles cât de important este să strângem rândurile și să ne susținem reciproc. Noi, producătorii, să venim cu produse de cea mai bună calitate și să avem condiții de vânzare ridicate la standardele pe care societatea noastră le-a, să zic așa, creat. Pentru că este nevoie și de un standard înalt de a prezenta și a vinde aceste produse. Clienții noștri nu mai au timp să meargă în mai multe magazine și să cumpere toate produsele de care au nevoie în bucătărie. Și atunci noi trebuie, de asta și iarăși revin, la cooperativă. Ea trebuie să aibă activitate mixtă, integrată, pentru că în același magazin clientul trebuie să găsească toate produsele de care gospodin are nevoie în bucătărie. Pentru că produsele noastre sunt de cea mai bună calitate, dar nu sunt cele mai ieftine. Că nu e posibil acest lucru și atunci
și clienții care își permit aceste produse nu au într-adevăr banii necesari să le cumpăr, dar nu mai au timp. Și atunci trebuie să venim și noi, producătorii, în întâmpinarea acestor nevoi ale clienților, pentru a gestiona, din punct de vedere logistic, toate aceste produse în același loc, ca în final clientul nostru să poată să vină și să cumpere produsele noastre, astfel încât să economisească timp și cu toții să fim mulțumiți de aceste servicii. Da, într-adevăr, consumatorul român ușor, ușor se întoarce către produsele noastre și sprijină producătorii. Dar și noi trebuie să înțelegem că trebuie să ne ridicăm la acest standard pe care sau de care clienții noștri au nevoie. Ușor, ușor lucrurile o să intre într-o direcție care să asigure, din toate punctele de vedere, dezvoltarea acestui domeniu. Eu sunt încrezător că, în final, atât factorul politic, din punct de vedere legislativ, noi, producătorii, cât și clienții noștri, să reușim să armonizăm toate relațiile, astfel încât în România să se poată trăi ca în Europa. Ăsta e și scopul pe care noi îl avem. Eu vă doresc succes. Este un proiect, de fapt, sunt niște proiecte foarte importante și ar fi bine să renaștem tradiția până la urmă. Vă mulțumesc pentru interviul acordat. Eu vă mulțumesc din suflet și vă invit să fiți alături de noi cel puțin și în anii următori, pentru că ne așteaptă bătălii cu ghilimele de rigoare destul de grele pe toate planurile, dar fără de care nu se poate face performanță, pentru că trăim într-o piață liberă și atunci trebuie să ne adaptăm rapid, să ne îmbunătățim toate standardele, astfel încât să putem fi competitivi și, repet, să trăim ca în Europa, aici, la noi, acasă, în România. Vă mulțumesc mult!